Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Taur. Etalare pentru iulie aproximativ, poate să fie și mai mult, poate deja a început să se manifeste. În timp ce am amestecat aceste de cărți, pe care îl folosesc ca să vedem energia voastră sau a persoanei cu care aveți de-a face. Au venit Honey Bee, numărul 6, care 6 știți bine că e asociat îndrăgostiților și înțelepciunea. Și numărul 4, care e asociat persoanelor care au un soi de stabilitate, nu doar financiară, cât și energetică, interioară. Spun așa, nu mă arunc până la împărat, pentru că în această imagine este vorba de înțelepciunea energiei feminine. Interesant, vedeți și voi, este o energie masculină și o energie feminină, însă am senzația că, senzația, dar e o senzație, senzație. Știți cum e, intuiția lucrează prin senzații. Că aveți de-a face unii dintre voi, ori sunteți înțelepți și atrageți oameni în jurul vostru ca albinele, da? Aveți o dulceață și o înțelepciune prin felul în care comunicați, mai ales dacă sunteți doamne, și eventual domnii sunt atrași de o energie feminină foarte înaltă, aș spune. Cu un intelect superior, cu un intelect în control. Și nu doar intelectul, cât și emoțiile sunt în control și viața sa e în control. Am mai spus-o, această imagine mi-aduce aminte de 9 de monede, care reprezintă într-o formă sau alta Venus în case de pământ, în Taur sau în Fecioară sau în Capricorn. Cu alte cuvinte, un mod de a te iubi, de a te respecta, care îți aduce roade și în lumea materială. În asta constă și înțelepciunea lumii, sau pe care ar trebui să o atingem unii dintre noi. Da, cunoaștem, învățăm, ne educăm, vedem în întuneric, trecem prin multe situații ca să ne găsim echilibru în fiecare și apoi să-l povestim celor care vor să-l asculte. Înțelepciunea. Și reciprocitate. Eventual, această energie masculină care este foarte atrasă, energia, da? Că e bărbat, că eu știu cine o fi. E o energie masculină. Folosiți cuvântul cum vreți voi. Energia masculină este foarte atrasă de această energie feminină. Și își dorește să ofere reciprocitate, pentru că și 6, într-un fel sau altul, este un număr al echilibrului. 3 și 3, comunicare, construcție. Nu știu de ce, nu simt, puteți să păstrați mesajul, dar aș vrea să păstrez și aceste cărți și să mai vedem încă o carte în fața voastră. Interesant că la capătul setului de cărți apare elefantul, Ganesha, cel care ne protejează sau energiile ancestrale, străbunii care ne protejează, care ne ajută să dărâmăm barierele, eventual 10, o schimbare de energie, de atitudine a unuia, a altuia sau a ambilor implicați în această poveste. În ce sens? Interesant, vedeți și voi acum, văd, da? Ganesha, elefantul, o energie masculină, dar în spate este o energie feminină. Și această carte vorbește despre capacitatea de a conduce, leadership, da? De a conduce. De a conduce. Am senzația că cineva învață să-și conducă viața, să-și controleze viața și să o conducă într-o direcție mai bună, benefică. Faptul că este honeybee, că e miere, iar vorbește de alchimizare, de transformare, dar mierea atrage. Direcția către care va merge cel care va fi foarte schimbat, mai schimbat decât cel care inițiază schimbarea, este o direcție care va aduce abundență într-o altă formă, în multe forme. Hai să mai vedem încă o carte. Deci energia două persoane. Hai încă una. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord. Ups, Nodul Nord în Taur, vreau să zic. Wow, ce frumos, frumusețe. Iar lebăda, energie masculină, energie feminină, 20. 20 înseamnă judecata în tarot. 20. De a două personaje. Aș spune că frumusețea în acest context nu se mai limitează doar la fizic,
doar la energie, pentru că le văd, dar totuși e simbol falic, este energie masculină, sexuală, dar frumusețea nu trece dincolo de superficialitate sau trece dincolo de piele, de aspectul fizic, și o simțiți în felul în care comunicați, în felul în care... Pentru că lebăda este o pasăre extrem de fidelă, probabil ceva renaște în voi și vă atrage într-o colaborare, poate să fie foarte fidelă, într-o prietenie, într-o poveste de dragoste, pentru că Venus se manifestă în toate, nu vorbim doar de dragoste, de amor, da? 6. Și aici apare frumusețea, da? Venus, în Taur. Se manifestă la nivel fizic, prin posesiuni, prin aspectul pe care îl lucrați, prin hăinuțele pe care și lucrurile faine pe care le atrageți în jur, dar deja e o combinație mult mai profundă, aș spune. Ia uite ce frumos, va? Eu vorbeam de loialitate, uite că a apărut realitatea. Și iar energia feminină, o energie feminină înaltă, vorbesc energie feminină, poate e femeie, poate e bărbat în energia feminină, dar o energie feminină care se transformă. Acest cocor, cocor cu coroană roșie în filozofia asiatică este similar cu Fenixul, cu transformarea, cu Pluto. Ia să vedem despre ce vorbim în această perioadă, Taur. Soare, Lună, Venus, Ascendentul, Lună, în Taur. 2 și cu 9 înseamnă 11, vă echilibrați viața. Această transformare prin care trece și voi și cealaltă persoană, eventual împreună, vă echilibrează viața. Într-un fel sau altul e vorba de justiție, dar mă refer la o justiție emoțională, relațională, nu la cea... să zic, legală, umană, o situație la care ne referim în această perioadă sau pe care o trăiți. Taur, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nod, Nord, în Taur. Iulie 2022. N-am putut să fac ieri etalare. Era un pisicuț atât de bolnav, nu credeam că mai trăiește până astăzi. Am fost foarte supărată. Acum sunt bine. Nu puteam să fac etalare în starea aia. Acum sunt bine. Și vreau energia, ia uite, 3. Am vorbit de comunicare, dar 3 înseamnă și călătorie. Se pune problema unei călătorii la distanță, peste cel puțin o apă. Interesant, la capătul setului de cărți, 25-24, vedeți? Și iar câinele care reprezintă loialitate, sau poate pentru cineva câinii sunt foarte importanți, poate iubiți foarte mult câinii. Dar loialitate neexprimată cu 18, care mi-aduce aminte de lună, e o loialitate, o prietenie, o responsabilitate neexprimată într-o dragoste care e pe cale să se manifeste, să stă să se nască dintr-o, repet, comunicare și colaborare armonioasă. Dragoste, așa apoi, aș spune... Vedeți, 2 și cu 4, 6. Și apoi apare 7, 2 și cu 5, 7. În acest moment mă gândesc la casa 7 a relațiilor de lungă durată, pentru că este și un inel care reprezintă inelul și inelul reprezintă legăminte. Dar lucrurile acestea nu le vedeți. Urmează să se desfășoare. Iar să transformați niște lucruri. Călătoria pe care o veți face într-o formă sau alta, și comunicarea, dar mai ales o călătorie, vă va transforma viața. Sau când vă duceți, sau când vă întoarceți, vom vedea. E o chestiune legată de călătorie. Sau poate, interesant, am văzut de curând un film, Zei Egiptului, îl văd de periodic pentru că îmi place foarte mult. E o călătorie spirituală pe care acum o începeți în această perioadă, în acest context. O călătorie. Poate să fie și fizică, dacă vreți să fie fizică, dar... Hai să vedem, taurițe și tăuraș. Poate faceți drumuri. Pentru că aveți nevoie să învățați, să comunicați, e Mercur,
3 reprezintă Mercur. Hai să vedem. Soare, Lună, Venus, ascendent, Lună de Nord în Taur. Cineva a fugit, a avut o viață ascunsă, aș spune. În fine. O dată. De 2 ori. Și de 3 ori. Ia uite, faetonul iar călătorie. Dar călătoria asta duce către vindecare, aș spune. În trecut, 6 de spade, iar călătorii. Ah, ce frumos! Asul de cupe. Sper să rămână la fel de... Oh, ce frumos! În trecut, nu știu ce înseamnă trecutul acesta pentru voi. Că e de curând, că e de mai mult timp. La un moment dat, deci nu acum, da? Deși acum poate să fie și săptămâna trecută sau acum poate să fie săptămâna viitoare, da? La nivel divin, timpul nu există ca aici, pe pământ, dar trecut, să zicem. 6 de spade. Ați lăsat în urmă niște ape tulburi, niște situații tulburi, o viață tulbure, o viață agitată, pentru că apele tulbure astea înseamnă o viață agitată, emoții toxice, un mediu emoțional toxic și nu doar emoțional și fizic, pentru că apa este materie, da? Și mental cu aceste păsări, cu spadele, da? Mental, emoțional și fizic, un mediu toxic. Ori voi, ori cineva. Dar, vorbim totuși despre voi. Și ați făcut o călătorie, poate. Iar că tot am vorbit de călătorie. Dar, în primul și în primul rând, călătoria aceasta este o călătorie mentală și emoțională, detașare de acele tulburări din viața voastră. Și ați mers, ați căutat eventual dragostea, pacea, vindecarea. Ați vrut să o luați de la zero. Și a apărut. Probabil că unii aveți această putere de manifestare. A apărut. Într-o formă sau alta dragostea. Poate ați început să vă iubiți. Poate ați început să vă doriți o dragoste adevărată, bazată pe, nu știu, înțelegere reciprocă, reciprocitate, pe înțelepciune, pe frumusețe și interioară, nu doar exterioară, pe transformare, da? Voi știți ce v-ați propus. Dar e o dragoste. Este un început. Și asul și zero sugerează un început. În momentul în care v-ați deschis sufletul, ori eventual a venit cineva care vă ajută, v-a ajutat. E în proces de deschidere acest suflet și de manifestare a unei noi vieți, a unui nou stil de viață, aș spune. În prezent, oh, ce frumos, 3 de cupe, asul de monede și marele preot, că vorbeam de voi. Ia ca... Până acum avem aer, apă, pământ. Și poate un pic de berbec, un pic. Că unii asociază nebunul cu berbecul. Dar nu e obligatoriu. Avem gemeni, balanță, vărsător, taur, fecioară, capricorn, pești, rac, scorpion. În prezent. Există... Există cineva care vă aduce multă bucurie, cu care puteți crea un nou cerc de prieteni sau este o notă de prietenie, de sărbătoare în preajma lor, eventual. Mai am eu niște mesaje, dar aștept să vină și celelalte ca să le transmit, oricum o să clarific. Dar în principiu acesta e un mesaj. Este un sentiment de sărbătoare în preajma unor prieteni. În plus, poate sunt separate, poate sunt împreună. Iar, interesant, asul de cupe sub asul de monede. Această nouă dragoste sau această nouă dragoste față de voi vă face să vă doriți ori un nou cerc de prieteni cu care să construiți ceva nou, ori un nou cerc de prieteni cu care să întăriți, să zic, să construiți această scară a credinței, a responsabilității, a încrederii în altceva, nu doar în voi. Această nouă dragoste în voi sau, nu știu, față de cineva, vă face să vă doriți. Iar o relație de lungă durată, loială, stabilă, poate să fie și un proiect financiar, poate să fie o nouă afacere, dar trebuie să aveți încredere. Orice ar fi acest as de monede, că v-am dat destule variante, orice ar fi, este superb.
și sub vasul de cupe, e și mai și pentru că apa cu pământul se potrivesc. Nu poți să creezi ceva deosebit, unic, stabil, fără apă. Altfel, pământul fără apă crapă. Apa fără pământ strece printre degete. Amândouă dau bine împreună. Întreaga creație a acestui pământ se bazează pe cele două combinații. Creație materială, da? Poate acest nou proiect, poate această nouă prietenie, poate această nouă dragoste, că e ceva nou, vă ajută să creșteți. Poate e un ghid spiritual în viața voastră, poate este un personaj cu care simțiți că aveți nu doar prietenie, nu puteți, nu doar că puteți să creați ceva valoros, dar simțiți că mai e ceva, că această legătură este spirituală, este profundă, este altfel și vă ajută să creșteți. Hai să vedem în continuare. Wow, transformare, da? Am vorbit de transformare chiar de la început. Phoenix, aici este moartea, moartea și renaștere. Doi de vai, dar ce cărți frumoase aveți! Doi de cupe și cavalerul de bâte. Da, este foarte frumos. Vedeți, sub cei doi ași, două cupe. Da? Exact ce am zis. Apă și pământ. Probabil să vă completați, sunteți diferiți în multe. Nu neapărat ca și culoare, poate să fie și culoare, poate să fie diferență de cultură cu acest mare preot, diferență de educație, diferență de experiență de viață. Dar împreună vă transformați și unul poate mai mult decât celălalt, dar împreună puteți să vă transformați în bine. Și să creați lucruri deosebite. Cavalerul de bâte îmi spune că există și atracție foarte mare fizică, sexuală între voi, magnetism puternic, dar această relație nu se bazează doar pe aceste două chestiuni. Emoții și sexualitate. Nu, știți că oricine v-a însămânțat ceva în inima voastră, ori voi ați însămânțat ceva în sufletul celuilalt. Și unul și altul vă dați speranță. Vedeți acest curcubeu? Poate sunteți copii curcubeu? Poate sunteți copii de cristal? Când zic asta, studiați un pic, căutați pe internet ce înseamnă, că nu am timp acum într-o etalare să vă zic ce înseamnă. Dar e foarte frumos ce se vede. La capătul setului de cărți, Regina de Spade. Vedeți, e extraordinar, ce frumos. Sunt confuzii, sunt vise de amor, clar. Mai ales dacă se mai pune din când în când, câte o se va mai pune, câte o distanță. Apărați și voi într-o formă sau altă. Împăratul trebuie să învețe să se iubească. Împăratul trebuie să învețe să se iubească și e cineva care îi arată calea, calea trei de bâte. Să învețe să spere, să creadă. Dar pe lângă asta sunt totuși niște drumuri de făcut pentru unii dintre voi. Și probabil când se fac drumurile astea apare dorința de a fi împreună. Romantismul acesta se proiectează în visare, se va proiecta în vise, în visare. Și dacă mai sunt și alte opțiuni și în partea voastră și în partea celelalte persoane cu care colaborați, cu care creați această legătură sufletească, această prietenie deosebită, pot să zic această dragoste, dacă vreți voi să o duceți până acolo, eu cred că dintre toate opțiunile veți alege acea persoană. Și ce vreau să zic, vedeți, e fain că am păstrat cărțile, și zic eu că e fain că pe mine mă atrage, că am păstrat cărțile, da? Este o energie masculină în emoții. Poate că nu le arată. Cum am zis mai devreme, nu mai știu în ce context, am zis că nu le arată chiar atât de mult, dar simte. Se uită, are fluturi în stomac, simte că vibrează, simte că deja trăiește într-o lume, altfel de lume decât cea toxică pe care a lăsat-o în urmă. Și o energie feminină care și a trecut prin foarte multe, dar a căpătat un soi de înțelepciune. Da? Înțelepciunea, Regina de Spade, nouă de monede, nu vreau să mă fixez pe zodii, dar ca energie seamănă. O energie feminină care vorbește, cuvântează.
Vorbește și cu spiritele, vorbește înțelept, are înțelepciune și are viziune. Energia masculină e un pic mai introvertită, mai intră mai mult în el și se descoperă. Se descoperă. Descoperă emoții pe care nu le-a avut până acum. Foarte interesantă etalarea. Hai să vedem. Să și clarificăm. Până acum a părut frumos. Eu sper să rămână în continuare frumos. Hai să vedem și așa. Înainte să încep clarificările. Pentru unii dintre voi, posibil să vreți să vă... Ori să veniți înspre niște prieteni care vă ajută în acest proces de transformare foarte profundă. Zero, asul de monede și moarte. Ori vreți să lăsați în urmă niște prieteni de proastă calitate ca să vă transformați viața și să includeți în cercul, noul cerc de prieteni, cum am zis mai devreme, această nouă direcție. Poate să fie un personaj, poate să fie o colaborare, poate să fie un proiect, o prietenie, poate să fie și dragoste. Cum vreți voi? Voi faceți lucrurile, nu eu? Eu doar vă zic energiile. Hai să clarificăm șase de spade. Pentru tăurițe și tăurași. Șase de spade. Ups! Mamă, de ce a sărit? Îndrăgostiții. Dar... să vedem de fapt că s-a răsucit atât acum ai văzut. Hopa. Vezi, a blocat ceva. Imposibilitatea de a alege. Pentru că îndrăgostiți înseamnă, interesant că aveți 66, înseamnă alegeri. Importante dragoste. N-ați știut eventual ori voi, ori cealaltă persoană, ori poate amândoi într-o formă sau alta. Dar totuși unul și-a găsit înțelepciunea. Imediat revin. N-ați știut exact pe cine să alegeți în dragoste. Din acest motiv, călătoria către vindecare, către destinul vostru a fost un pic întârziată. Și totuși, atunci, în trecut, pentru că aici este energia care urma să se desfășoare, atunci, în trecut, când erați în apele tulburi și nu știați ce să alegeți, voi sau cealaltă persoană, nu știați că va veni cineva care vă va arăta cale, care va fi ca o stea în viața voastră, care vă va arăta cum să vă iubiți. Am văzut împăratul și nouă de cupe, da? Hai să vedem asul de cupe. Asul de cupe pentru tăurițe, tăurași. Soarele în Venus ascende, nodul nord în... Ups! Nodul nord în Taur. What the shit. Aveți grijă. Aveți grijă că, totuși, am zis, era o chestiune de alegeri. Voi influența foarte mult niște oameni toxici cu 5 de spade, iar apare pe orizontal și 2 de spade. Cineva cu marcaș puternic în semne de aer va influența și va bloca inima. E undeva în trecut. Dar eu simt că totuși asul acesta de cupe a venit peste și vă învață, v-a învățat să vă reconsiderați sufletul, dragostea, dorința de a iubi. Da, ați fost în stres, ați avut oameni geloși în preajmă, dar aveți grijă. Dacă în continuare sunteți influențați, i-am zis, pot să fie niște prieteni de proastă calitate sau cineva de acasă, de la job, da? Oameni care își bagă nasul, 5 de spade pentru mine înseamnă conflicte, vedeți, deja 3, persoane e deja prea mult. Când aveți de-a face cu colaboratori, cu oameni frumoși, sfatul meu, dacă vreți să ascultați, încercați să nu povestiți tuturor chiar de la început lucrurile, ca să nu vă atace, pentru că oamenii sunt invidioși când aveți de-a face cu dragostea, cu sporul, cu armonia. Sunt invidioși pentru că n-au ei această șansă.
Așadar, ar mai fi iar, nu știți sau n-ați știut, e o perioadă a trecut, eu sper că ați depășit și sper că ați ales dragostea, dar poate că la un moment dat a trebuit să alegeți între cineva cu marcaj în geme, în balanță vărsător, și cineva cu marcaj în semn de apă, pești, drac, scorpion. Dar trecând peste aceste interpretări simpliste care nu-mi plac mie prea mult, a trebuit să alegeți între un personaj cu care ați avut tot timpul conflicte, care provoacă la jocuri mentale sau un stil de viață. Sau un stil de viață și un alt stil de viață sau un personaj care vorbește din suflet, transmite dragoste, vindecare. Eventual să alegeți voi un stil de viață care reprezintă dragostea adevărată. Nebunul, clarificăm nebunul pentru Taur și Taurițe. Soare, lună, Venus ascende, nodul nord. Taur, nebunul, clarificăm nebunul. Ups, ia, uite ce frumos, asul de cupe. Deci până la urmă, totuși, am zis că asul de cupe apare de două ori. Atunci, nu știu când. Nu e acum sau poate, am zis, se suprapune trecutul cu prezentul. E... Probabil că ați ales totuși. Undeva ați ales. V-ați deblocat sufletul. Cineva vă ajută să vă aruncați în necunoscut cu sufletul deschis, cu sufletul doritor să vă vindecați și să iubiți. Sau poate cineva riscă să iubească, să vă iubească. Dar totuși vorbesc despre voi. Ia uite, soarele. Comunicare plină de optimism. Vai, de ce frumos. Vedeți? Iar urmează să se manifeste și apar cărți foarte frumoase. Iar prin comunicare, regina de spade vorbește adevărul, dar e o regină de spade înțeleaptă, optimistă, vibrantă, colorată, plină de pasiune. Trei de cupe. Clarificăm în prezent trei de cupe. Șapte de monede. Ați vrea să investiți în această prietenie. Două suflete. Poate sunt sufletele unui al vostru, unui al lor. Ei vor să riște, voi trebuie să alegeți. Sau invers. Că sunt două cupe. Dar ambele vorbesc despre aceeași poveste de dragoste sau ambele vorbesc despre vindecare. E o întâlnire de destin care vă schimbă viața. Dar... poate că unul este mai precaut pentru că a trecut prin foarte multe, prin conflicte, prin... Eu știu că sunteți amândoi precauți, dar totuși unul este mai precaut. Șapte de monede, poate este vibrația voastră că sunt monede în acest context. Vreți să vă dați timp în această prietenie, să o construiți cu răbdare, să nu riscați nimic, să nu pierdeți niciun fruct, e ca și când vreți să aveți grijă de acest spațiu, un spațiu sacru pe care îl creați împreună în această colaborare, prietenie sau dragoste. Un spațiu sacru, așa simt, mă simt ghidată să transmit, pe care vreți să-l lucrați cu grijă, să-l protejați cu șapte de bâte. 7 și 7, să-l protejați și cu grijă și cu pasiune, pentru că știți că aveți oameni invidioși în jur, care vin probabil din trecut. Și știți că vor apare, pentru că vor fi invidioși. Unul dintre voi este mult mai atent la spiritul negativ al celor din jur. Celălalt e mai atent la spiritul pozitiv. Dar e bine, am zis, vă completați în privința asta. Vreți să protejați această întâlnire foarte, foarte specială pe care simțiți că puteți manifesta mult timp și vă poate aduce stabilitate, abundență. Hai să vedem. Prietenie, proiect, ce ar putea să fie? Voi știți, decodificați informațiile, le integrați în viața voastră cum simțiți nevoia, dar acestea sunt niște energii generale. Ia uite, asul de monede. Wow! Dacă e un nou proiect, mai avem șanse să faceți bani.
Dacă este cerb, poate să fie orice. O nouă relație foarte specială. Puteți crea valori de lungă durată, pe termen lung. Unii dintre voi poate veți avea acest, da, 7 și cu 1, 8. Această dorință de a lucra relația pe termen lung, de a munci, de a vă... care-i cuvântul? Implica, da? În relație. Pentru că simțiți că poate vreți să vă căsătoriți, nu vreau să vă creez vise, iluzii, dar unii s-ar putea să vă doriți căsătorie. Male preu și 10 de monede posibil. Până acum cărți faine. Au fost niște blocaje, au fost niște supărări, se vor transforma acestea și veți simți pasiune, veți simți o nouă dorință de a vă bucura de viață, dar trebuie să țineți în secret niște lucruri. Regina de bâte o văd pasională, dar o văd și foarte creativă. Pentru mine, regina de bâte, foarte creativă. Hai să vedem. Marele preot. Clarifică marele preot în prezent. A, extraordinar, fantastic, mai. E copilul divin și ghidul spiritual. E o trezire spirituală, clar, în prezent. Aveți o trezire extraordinară. Dacă vreți să o manifestați, energiile vă ajută. Dacă nu vreți, e problema voastră, dar energiile vă ajută să vă treziți spiritual. Și ar să vă vindecați cu asul de cupe, chiar deasupra acestui copil divin, să vă vindecați niște traume din copilărie, să vă bucurați de educație, să vă bucurați de stabilitate, să vă bucurați de credință pentru cei care și-au pierdut credința. Și cred că această trezire spirituală nu se întâmplă fără ajutorul cuiva. Cineva vă ajută. Unul e mai matur, că e marele preot, celălalt e mai copil. Dar împreună, iar împreună dați bine, pentru că aceste diferențe vă ajută. Poate unul vine cu maturitate, altul cu un dram de nebuneală, aș spune. Zgubilitic, poate. Și cum să explic, cel care e mai copilăros, îl îndeamnă la viață pe cel matur, cel mai matur îl mai temperează pe cel copilăros. Soare și mare preot, wow! Alb și negru, yin yang, iar mă gândesc la yin și yang, la opoziții care se atrag și se susțin. Extraordinar, mare preot. Mare preot. Ia. Și împărăteasa și regele de cupe. Împărăteasa, mama divină, energia feminină care deschide sufletul celor cu care are de-a face. Îi învață să iubească. Vindecă sentimentul de abandon. Poate unii dintre voi ați fost abandonați acasă, ați avut probleme în familie. Cu mama, cu tata, iar cineva vă vindecă acest copil interior. Ce frumos, măi, ce frumos, ce frumos. Clarifică moartea pentru tăuriță și tăuraș. Poate unii chiar veți avea un copil, na, vine. Unii, nu toată. Iar 6 de spade, lăsați în urmă apele tulburiare, o lucrare, da? De transformare, de eliberare de un trecut tulbure și mergeți către acest nou proiect, această nouă relație. Studiați eventual, pentru că valetul de monede studiază, studiați cum să vă transformați viața pe multe căi, prin, eu știu, prin mult, nu are rost să vi le zic, citite, ia uite, temperanță, vindecare, cu răbdare. Da, cu răbdare, păstrați această întâlnire de destin foarte specială, o protejați, vă echilibrați unul pe celălalt, lucrați la această vindecare și transformare.
Simt ce dar, ceva, dar aștept totuși următoarele cărți. Doi de cupe. Asul de spade. Mai, dar ce cărți aveți, mai ceva caraci. Fantastic. Studiați această transformare. Studiați cum să lucrați cu mentalul vostru. Cum să atingeți acel senin. Pentru că șase de spade merge, da? E o călătorie de noapte. Ce sens de noapte? Poate fi și metaforic. De la gânduri negative la gânduri pozitive. Poate la lună plină veți avea niște informații. Veți fi primit niște informații. Sau veți începe, eu știu, să studiați ceva. Deși începutul e mai bun pentru luna nouă, dar poate culegeți roadele unui început care s-a manifestat la luna nouă, vedeți? Luna nouă. Vedeți, lucrurile variază de la om la om. Ideea este că se dorește reconstrucția. Clar că avem 20 judecata. Și orice studiați în această direcție a transformării personale vă va duce către acest adevăr. Am spus, poate cineva vine sub forma unei prietenii, a unei colaborări și vă dați seama, ăsta e adevărul, că de fapt sunteți suflete perechi și puteți mai mult. Aveți o victorie. Începeți, eventual, inițiați. Fantastic, câți ași? 3 ași unul sub celălalt. Asul de cupe, asul de monede și asul de spade. Victoria, adevăr, dreptate, dreptate. Am vorbit de justiție divină. Fantastic. Extra, deci nu se poate așa ceva, n-am pomenit. Iar o separare, niște amânări cu spânzuratul. O separare, la un moment dat, într-un anumit context, probabil în acest context cu turnul. Dar această separare, am zis, aduce trezire. Trezirea asta nu se manifestă într-o zi, într-o oră, ci pe o perioadă, de-aia apare și în prezent și în viitor. Și apare și al patrulea as, asul de putere. Atracția sexuală, magnetismul și dorința de a cuvânta prin cavalerul de spadă, de a cuvânta față de cineva, de a iniția. De a spune adevărul. Uite, eu simt cu tare, cu tare, cu tare. Ceva de genul ăsta. Dar ideea este că trebuie să lăsați. Să nu aveți niciun stres. Să lăsați trădările în urmă. Trebuie. Altfel nu vă puteți bucura de aceste energii. Cavalerul de bâte, că am văzut cavalerul de spade care vrea să cuvânteze, să exprime, să manifeste o victorie. Și cavalerul de bâte pentru tăuriță și tăuraș. Trei de cupe. Cu răbdare, dar la un moment dat nu veți mai avea răbdare. Ori unul, ori celălalt. Răbdare, suntem prieteni, construim, creștem. La un moment dat veți vrea un pic mai mult. Veți vrea să vă bucurați de această prietenie, să aveți momente, da, pline de pasiune. Cavalerul de bâte. Poate să mergeți la un eveniment și de la evenimentul ăla să... Da, vom trăi și vom vedea. Da. Frumos, interesant. Vedeți și voi, în timp ce am amestecat aceste de cărți, mesaje de la înger, o să mai amestec o dată în fața voastră, au venit. Fii autentic, poate cineva n-a fost autentic. Nu știe să fie autentic și trebuie să învețe să fie autentic. Înapoi la ceea ce iubești. Reevaluează-ți dorințele. Iar e transformarea aceea despre care am vorbit. Reevaluează dorințele. Pentru că multe dorințe sunt în urma proiectărilor, programărilor mentale și proiectărilor societății, familiei sau mediului în care trăim. Da? Față de noi. Atunci, reevaluați-vă dorințele. Aici. Gândiți, meditați. De fapt, voi ce vă doriți? Să fiți în mediul acela toxic sau să aveți o colaborare, o prietenie, o iubire specială. Și protejați-vă.
protejați-vă sau protejați-i pe cei pe care iubiți. 10. Și aveți iar 10, am mai vorbit de 10 și de 7 de bâte. Chiar vreți să... Nu că vreți, chiar e bine să protejați această... E o legătură foarte, foarte specială în viața voastră. Îmbrățișați-vă emoția și alegeți dragostea. Însă, pentru că... Și trebuie să fim, da? În direct. Hai să... Mai primim un mesaj pentru Taur și Taurițe, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord, practică compasiunea. Și în primul rând, dragii mei, 15 să însemne ceva pentru unii dintre voi, 15. Dar știți voi că 15 e numărul diavolului? Asta înseamnă că poate unul în acest context dintre voi, nu contează cine, a avut adicții, a avut ego, iar protejați pe cei pe care iubiți. A avut adicție, am zis, a avut o viață toxică. Toxică înseamnă foarte mult. Voi știți cum se manifestă acest cuvânt în trecutul vostru. Relații de codependență. Eu știu, poate cineva a avut adicție pentru sex, băutură, la 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 la. Sau frici, sau dorința de control, sau ego, sau egoism, da? Sunt multe forme, da? Prin care lucrează diavolul, umbra. În noi, prin care ne tentează. Și nu pot să zic că e vreun om care a fost de la început pur decât Iisus Hristos, om și Dumnezeu. Așadar, dacă ați avut o situație toxică, o viață toxică, aveți înțelegere față de voi. Cineva vă arată soarele și, ia uite, cineva vă arată. Practicați compasiunea în primul rând față de voi și apoi față de cei cu care ați trăit acele momente negative, toxice, adictive și veți putea să transformați, că vorbim de transformare în acest proces, și cine știe cât va mai dura această transformare, experiența respectivă în înțelepciune, cineva vă arată cum, da? Cum de la copil să deveniți înțelept. Și să... transformând-o, transformați în 5 și cu 1, 6, în dragoste. În dragoste. Am vorbit de alchimizare, chiar de la albinuțe. E o experiență profundă prin care treceți unii. Ia uitați, da, trebuie să iertați. Trebuie să iertați. Ca să creșteți. Unii dintre voi în acest proces de transformare, de vindecare, de înțelegerea voastră și a celor cu care ați fost până acum, vă eliberați de un trecut și mergeți către flacăra voastră geamănă. Dacă nu știți conceptul, mai căutați, o să vorbesc și eu despre flăcări gemene, am vorbit un pic, o să fac timp luna asta, sper, să mai vorbesc. Dar e foarte frumos ce se întâmplă în viața voastră, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine, ceau, ceau!